Bună dimineața! Am revenit, le mulțumim colegilor din departamentul știri, iar acum este momentul să aflăm și titlurile din presa internațională. Da, este momentul să vedem ce scrie presa internațională, care sunt principalele știri ale dimineții. Începem cu un articol scris de cei de la The Guardian. E un articol similar cu unul pe care l-am văzut ieri pe un alt site internațional. Face referire acest articol de pe The Guardian la protestele fermierilor din Europa. Deci dacă ar fi, să fiu mai exact, în mod special se face referire la fermierii din Germania, cei care protestează și cer scoaterea sau micșorarea unor impozite din Germania. Important acest articol pentru că se vorbește și de fermierii din România, dar se face referire și la fermierii din alte țări care au protestat pe parcursul ultimelor 12 luni, aici făcând referire la țările de jos, Franța fiind o altă țară unde fermierii la fel au ieșit în stradă în încercarea de a câștiga mai multe drepturi. Vedem aceste schimbări în atitudinea fermierilor, în mod special după ce a început Vladimir Putin războiul din Ucraina și după ce căile maritime de transportare a grânelor ucrainene au fost blocate, astfel încât grânele ucrainene fiind traversând țările menționate anterior și ce au creat anumite complicații pentru fermierii locali. Iar acești fermieri încearcă să găsească o soluție pentru propriile afaceri. Aveți și imagini în articol scris de cei de la The Guardian. Imagini puteți găsi și pe alte site-uri pentru că informațiile apar în mai multe surse. Al doilea articol din această dimineață vine de pe Digi24.ro și face referire tot la Germania. Germania este pe cale să intre în al doilea an consecutiv de recesiune, prima oară în ultimii 20 de ani. Cea mai puternică economie din Europa, așa cum era numită economia Germaniei, se pare că are de suferit, motivele fiind multiple, dar principalul motiv poate este faptul că Germania în ultimii 20 de ani a fost din ce în ce mai strâns legată și prinsă într-o economie ce avea tangențe cu economia Federației Ruse. Iar iarăși, după 24 februarie 2022, Germania a trebuit să schimbe foarte multe lucruri în propria economie. Încă nu a reușit să-și revină, sau se pare că nu reușește să-și revină, cel puțin asta găsim și în articol scris de Digi24.ro. Mai multe detalii în cadrul acestui articol. BBC.com vine în această dimineață să ne vorbească despre un atac făcut cu rachete asupra unei nave a Statelor Unite ale Americii în Golful Aden, un golf unde în continuare sunt mai multe nave atacate de către, așa zis, și pirații între ghilimele. Bine, e o grupare care luptă în acea zonă, iar acea grupare a anunțat că, de fapt, atacă toate navele care ar avea tangențe cu țările care susțin Israelul. Continuă să fie foarte fierbinte zona Orientului Mijlociu și a Golfului Persic, continuă să fie fierbinte și relațiile dintre unele state în acea zonă și fac referire la acest aspect pentru că cei de la CNN vine în această dimineață să ne spună despre un atac cu rachete a Iranului în unele zone din Irak și Siria. Iranul anunță că a făcut acel atac asupra unor baze de spionaj israeliene. Bine, Irakul și Siria în ultimii 20 de ani, dar și anterior, au fost zone de conflict armat pentru multe țări care, mai mult sau mai puțin, au anunțat în momentul în care făceau atacuri care atacau o anumită grupare sau alte țări care ar încerca să facă spionaj. Pentru că dacă ai să intrați foarte mult în detaliu a ceea ce s-a întâmplat în Siria și în Irak, veți sesiza faptul că mari jucători politici mondiali au fost acolo prezenți cu propriile arme în ultimele decenii. Detalii despre atacul făcut cu rachete de către iranieni găsiți în articol scris de CNN. Cei de la Aljazeera.com în această dimineață vin să ne spună că liderul nord-corean a anunțat că va închide acel departament și acele centre ce luptau până acum pentru reunificarea cu Coreea de Sud. Aceasta anunță că nu ar mai avea de ce să mai existe un astfel de departament și că el nu își dorește un război cu Coreea de Sud, dar nici nu va încerca să-l oprească în cazul în care va fi. Detalii în articol scris de aljazeera.com. Mergem și peste ocean în Statele Unite ale Americii. Radio Moldova.md vine să ne anunțe că Donald Trump a câștigat adunările electorale dintr-un prim statul. Au fost alegeri din Statele Unite în privința votului pentru cursa prezidențială. Lucrurile stau foarte simplu în legislația americană și în cea electorală. Fiecare candidat dintr-un partid inițial trebuie să câștige alegerile pentru propriul partid din interiorul partidului pentru ca ulterior să poată să reprezinte partidul la nivel național. Ceea ce ar însemna că Donald Trump la momentul actual, dar și Joe Biden de cealaltă parte pentru democrați, ar trebui să lupte în propriul partid cu contracandidații pe care îi iau să câștige alegerile din fiecare stat în parte pentru ca mai târziu să participe la alegerile prezidențiale naționale.
Detalii găsiți în articol scris de radiomoldova.md. Iar Moldova1.md vine să ne anunțe că armata israeliană intensifică acțiunile militare în fâșia Gaza după 100 de zile de război. Crește nemulțumirea față de premierul Netanyahu, o nemulțumire ce vine nu doar de la nivel intern, dar și internațional, pentru că în ultimele zile în presa internațională am sesizat că încearcă Statele Unite ale Americii și aliații să pună presiune pe Netanyahu pentru a opri forma de război actuală și pentru a începe un război mult mai pozițional cu atacuri exacte. De partea cealaltă, Israelul, prin puterea politică de la Tel Aviv, anunță că va continua sub aceeași formă pentru că trebuie să oprească gruparea Hamas. Cel puțin asta au anunțat ei pe parcursul ultimelor zile. În același timp apar din ce în ce mai multe detalii despre ostatici israelieni preluați de gruparea Hamas ce au murit în urma unor atacuri ale armatei israeliene. Iar asta duce la nemulțumirea poporului față de guvernul actual din Israel. Lucrurile sunt destul de complicate. Pentru a înțelege mai bine, intrați, citiți acest articol, citiți și alte articole și informați-vă pentru a cunoaște ceea ce se întâmplă și în zona fâșiei Gaza.